După lungi dezbateri, aleșii locali au aprobat formarea acestei comisii cu 14 voturi pentru și 7 abțineri. Noua comisie va avea 4 membri reprezentanți ai Consiliului Local. Principalele atribuții ale acestei comisii vor fi de a analiza modul în care au fost realizate sau recepționate lucrările publice efectuate în municipiul Suceava și verificarea corectitudinii modului de acordare a avizelor care certifică aducerea la starea inițială a infrastructurii rutiere afectate de lucrările publice. De când sunt primar de 11 ani, niciodată n-am asfaltat pilii, indiferent cine a fost și cine a fost. Din păcate, în acest an s-a întâmplat acest lucru. Că stă cu mătă, că stă cunoștința, că stă vecinul. Și în final vrem să-l sancționăm pe acest om. Nu este corect. Vrem să-l sancționăm. Deci eu mă refer la mine. Eu n-am făcut de acest lucru și n-am să-l fac. Haideți să respectăm lucrurile așa cum sunt ele. Haideți să respectăm, dacă vreți, legea și disciplina. Încă o dată spun. Pe linie erarhică, acest om de la reparații străzi, și eu îl răspund ca atare, este subordonat direcției tehnice și primarului. L-ați folosit și noi toată vara, e la dispoziție, bine ați făcut și acum vrem să-l sancționăm. Nu-i corect. Activitatea comisiei se va desfășura pe o perioadă de 3 luni, iar după finalizarea operațiunilor de analiză și verificarea modului în care Serviciul de Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră din cadrul Primăriei Municipiului Suceava își desfășoară activitatea. Comisia va prezenta Consiliului Local un raport care va cuprinde inclusiv măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității serviciului. Principalul motiv pentru constituirea acestei comisii este, conform inițiatorilor, situația dezastruoasă a lucrărilor efectuate în Municipiul Suceava în ceea ce privește infrastructura rutieră, precum și racordarea la rețelele de apă, canalizare sau gaze naturale. Ca de fiecare dată, principalul vinovat pentru proasta gestionare a proiectelor de infrastructură din Suceava a fost indicat ca fiind firma austriacă Pfeiffer, care a lăsat în urmă o serie de lucrări pe seama unor subcontractori. Nici aceștia nu au respectat însă contractele, iar străzile mici au rămas în șantier. Începând de vineri, 18 decembrie, comisia constituită de către Consiliul Local Suceava va verifica pe toate străzile orașului modul în care au fost finalizate lucrările de infrastructură comandate pentru acest an.